felicitări. Vreau să știu la început așa cum a fost la filmări, pentru că eu știu că filmele independente se filmează așa, cam pe repede înainte, ca să economisi și spațiu și timp și buget. Cum a fost acum? De data asta am filmat într-o locație unică, pe o plajă, pustie, și atunci am avut tot timpul din lume și ne-am bucurat și de filmarea relaxată și de plaja minunată pe care... Adică v-ați și bronzat în, în filmul ăsta, la filmări? Asta a fost partea dificilă, ca actor trebuie să păstrezi racord și nu am voie să mă bronzez. Și când stai o zi întreagă la plajă fără să ai voie să te bronzezi, devine neplăcute la un punct încolo. Apropo de asta, că am învățat și eu între timp ce e cu racordul, e greu, nu știu, pentru fete mă gândesc că e mai greu, că nu pot lua mai multe proiecte, că trebuie să rămână, dacă e un serial, cu părul la un anumit, la o anumită coafură. La bărbați e mai simplu să joace, ținând cont de racord, în mai multe proiecte diferite, și teatru, și serial, și film, sau e la fel? În principiu e greu să joci în paralel în două filme, sigur se pot folosi peruci, proestetics-uri și așa mai departe, dar... În general, un regizor care mi-a cerut să las barba 6 luni de zile, e greu să-i zic, hai să o scurtăm un pic, că mai fac și o șușă la ceva reclamă la salam. Oricum, puțin bronz văd, deși cred că s-a filmat anul trecut, dacă nu mă înșel. S-a filmat în 2021, în septembrie. Am prins o vară frumoasă, o toamnă superbă, pustie, toată plaja, baie până la începutul octombrie și artă. Noi suntem astăzi la avanpremieră, o să fie filmul din 22 martie, dar am înțeles un pic că cumva viața de dincolo. Acest scenariu v-a făcut, după ce ați terminat filmările, să priviți viața, să vă bucurați mai mult de ea, acum prezentul și așa, să nu vă mai cufundați. Știi că noi ne confundăm tot timpul în probleme, tot timpul avem ceva, anxietăți. Să priviți altfel viața? Da, perspectiva morții te obligă să te uiți un pic diferit la viață, la cum o trăiești, la timpul pe care îl ai, timpul pe care îl dai de lângă oamenii dragi și pentru ce îl dai, cu siguranță. Și asta o face să vă selectați mai mult proiecte în ultima perioadă, nu știu, să petreceți mai mult timp cu prieteni, cu familia și așa mai departe, sau tot cufundat în muncă? Întotdeauna am încercat să păstrez o linie de echilibru între muncă și timpul petrecut cu familia. Familia e cel mai important lucru pentru mine și reușesc într-o bună măsură să acord timp copiilor și tuturor membrilor familiei în general. Vreau să mai întreb ceva, pentru că toți suntem la un film independent. Cu ce direcție credeți că se duce industria asta? E bine ca un actor să fie independent sau e bine să aibă și acea plasă încât să fie și angajat al unei instituții? Cred că fiecare actor trebuie să-și găsească echilibru personal între a juca în film și teatru, să-și facă opțiunile, nu știu care este rețeta fiecăruia dintre noi, că nu cred că se aplică la fel pentru toți, dar cred că în România se poate trăi din artă, se poate face artă de calitate și cu plăcere și până la urmă este o meserie vocațională. Mulțumesc frumos! Din 22 martie mergeți să vedeți în toate cinematografele, poate vă întâlniți și cu lumea dacă mergeți în turneu prin țară. Cu siguranță, mi-ar face mare plăcere. Vă așteptăm la cinema!